Salutare prieteni, bine v-am găsit la un nou videoclip. După cum am și vorbit în videoclipul anterior despre un posibil război între Rusia și Ucraina, dacă nu ați văzut acest videoclip, vă invit pe canalul meu de YouTube să-l urmăriți și dacă doriți apăsați și voi butonul de subscribe. Să revenim la ale noastre. Acum câteva zile a avut loc o conferință de presă între președintele Americii Joe Biden și președintele Rusiei Vladimir Putin, unde s-au discutat probleme legate de Ucraina. Vladimir Putin a declarat că dacă NATO își va extinde infrastructura militară pe teritoriul Ucrainei, va interveni fără ezitare și fără niciun compromis. Între timp, tensiunea crește la granița de est a Ucrainei, deoarece zeci de mii de militari ruși s-au mobilizat în regiune și, conform informațiilor NATO, ar fi gata de luptă. Rusia ar fi pregătit un plan de atac și de ofensivă militară care ar putea ajunge până la granița cu România. Analiștii militari declară că Rusia și-ar fi pregătit între 70.000 și 90.000 de militari în apropierea graniței cu Ucraina. Aceștia au analizat imaginile surprinse de satelit în regiune și au constatat acest lucru. Potrivit imaginilor satelitare, rușii și-au instalat tabere militare în 4 puncte strategice de-a lungul frontierei la Ielnia, Boievo, Persianovska și Novozemoe, în Crimea, aflată sub ocupație din 2014. În orașul Ielnia, conform imaginilor satelitare, rușii ar fi instalat unități blindate de tancuri, elemente de artilerie, tot tancuri blindate au fost localizate și în zona Boievo. Conform serviciului de spionaj american, această mobilizare de trupe a Rusiei reprezintă doar un început, urmând ca numărul de trupe să crească, ba chiar să se dubleze în scurt timp. Această informație a îngrijorat pe occidentali. Serviciile secrete americane declară că autoritățile de la Kremlin au stabilit un plan și un calendar de atac. Potrivit acestor informații, Rusia ar ocupa Ucraina în trei faze. În primă fază, rușii și-au propus să cucerească sudul țării pentru a tăia accesul Ucrainei la mare. În paralel, avioanele rusești și rachetele balistice vor slăbi capacitățile militare ucrainene, iar unitățile de tancuri rusești vor trece granița prin Harkov și Lugansk, iar în final Rusia ar cuceri Kievul, urmând să pună stăpânire pe două treimi din țară. În caz de război, NATO a declarat că va susține Ucraina. Dacă v-a plăcut acest videoclip, prieteni, nu uitați de like, share și subscribe și dacă doriți, lăsați și voi un comentariu. Pe data viitoare și să ne auzim cu bine!